Bună și bine v-am regăsit. Pentru astăzi m-am gândit să filmez, mă rog, nu neapărat momentul, dar cum deschid calendarul advent la Alverde din Dumă. Acesta l-am dat chiar astăzi, în ziua în care filmez, de 14 octombrie. Au apărut destul de devreme, cel puțin o parte din aceste advent calendaruri. Știu că unele se mai găsesc pe piață și după Crăciun. De exemplu, parcă de la Nivea și mai știu de ce firmă erau încă disponibile, parcă în ianuarie, primăvară. Dar nu despre acele vorbim, vorbim despre minunăția asta mare de aici, de la Alverde. A costat în jur de 95 de lei, 94 de lei și ceva, fie 95 de lei. Eu am mai avut calendare de advent, adică am avut, nu mai știu, prin 2016 sau 2017, un calendar advent cu ciocolățele de la Lidl. Și am mai cumpărat acum 2 zile seara un advent calendar tot din drumul de la Balea, care a costat 75 de lei, doar că era varianta pentru domn. Am realizat faptul că e varianta pentru domni la ceva timp după ce am achitat produsul și am ieșit din magazin și oricum îmi doream foarte mult un calendar advent și până la urmă, pe lângă faptul că am fost dezamăgită de ce a fost la căsuța cu numărul 24, deci din restul de 23 de produse, 22 mi se par a fi, cum să zic, destul de bine targetate ca fiind unisex. Poate că au așa un parfum cosmetice care e ușor de tot în zona aceea de masculin, dar e foarte puțin perceptibilă situația. Deci, eu văd calendarul advent respectiv foarte bine targetat pe partea de unisex. Dar că am dorit să mă bucur în tihnă și în privat de experiența deschiderii respectivului advent calendar, de aceea nici n-am filmat situația, întâmplarea și așa mai departe. Mie mi s-a rupt acest mâner, că ea m-a venit pe jos, mă rog, cu transportul comun de la drumă, deci nu e vina celor de la celor care fabrică calendarul. Pe mine mi s-a rupt până la urmă. Na. Asta e situația mea. Să vedem cum ne deschidem. Știu că în calendarul pentru domn era în țiplă și pe țiplă scria și în română ce este la fiecare. Văd că și aici am aici așa pe eticheta asta foarte albă. Traducerea în română bănuiesc, acum o văd. Da, este scris în română și aici pe spate scrie și în germană poze cu produsele și așa arată calendarul scos din etichetul asta de nu știu, prezentare, ambalare. Unul e aici undeva jos. Și acesta este produsul de la numărul 1. Este toate produsele sunt variante din astea travel size de la Alverde. Nu se mai zic de fiecare dată firma că nu are rost, iar asta e o cremă de mâini intensivă. Îmi dau seama după ce scrie aici că ar fi o
crema de mâini, dar acum am văzut și pe eticheta cu ce e, din română, cu ce găsesc aici. Două e aici. Aici ce avem? E ceva cu ulei de migdală bio. E o cremă de duș. Ne ești tu 3. Așa trebuie să mă uit bine, că nu sunt în ordine acestea. Trebuie să le cauți un picuț. Da. 3 în colț opus sus, adică aici. Wow! Un fel de mască de păr cu uleiuri bio de migdală și argan. Unde ești? 4, aici 4. E un fel de cremă cu ulei bio de macadamia. Să văd exact cele patru, că așa e în seama. Ar trebui să fie o cremă de față cu... ceva nu mi se pare în regulă. Asta nu e, nu corespunde. Asta nu e bine. Busă. Deci, crema de 21 e pusă la numărul 4, e deschis ca lumea. Da, sunt de 4. Deci, asta înseamnă că e de la... cremă cu macadamia eco. Nu? De asemenea, ce s-a întâmplat, dar asta este, vedem imediat. Unde ești tu, numărul 5? Aici. Este. Sub numărul 2 este. Este ceva balsam cu aloe vera. Așa arată el. Balsam cu aloe vera bio. Ia să vedem dacă și corespunde. Balsam cu răsare cu aloe vera. 6. Este aici. E ceva produs cu shea butter. Dar nu-mi dau seama exact ce fel de produs este.
Balsam pentru păr în deșert. Iar aici e 6, cum zic, 6 de pe cutie trebuie produs de 9. Bine, unde ești tu? 7. Aici sus. O cremă de duș cu cacao bio este aici. Unde e? Opul. Opt este jos. Acest produs a venit murdării pe spate. N-o să vă mint. Uitați-l cum arată. Și este un șampon cu un deșea. 9. 9. Este un balsam de buze. Mă cadem. Miroase interesant. Nu că aș fi avut eu nevoie de al patrulea produs de genul ăsta. Desfăcut. 10. Zece. Este ceva balsam pentru păr cu avocado. Unșpele. Nu reușesc chestiile. Bat pe toate în interior, nu știu. Este iar mască, ceva. Spumă de baie cu portocală. Deci, asta a fost 11, 12 este lângă 10. Păi, sper că 24 sunt de erau deșteptăciune cum a fost la cel bidon. Acesta este un gel de duș cu portocală de la 12. Crema de mâini cu vanilie și cu numele de turtă dulce. Nu aduce aminte de bunica. Paisprezece este între 5 și 10. Acesta este ceva de duș, cred. Gel de duș cu scorțișoară. Îi spune la ăsta. Cincisprezece este în stânga jos, ultimul rând, sub 2 și sub 5.
Este o soluție de corp cu ceva glitter, parcă. Și hai să vedem noi cu ce ești tu. Loțină corp cu sclipici solidago, habar n-am ce solidago, sinceră să fiu. Asta e, pe etichetă scrie că ar fi la 24. I-am spus de 15. Unde ești tu, 16? Da, 16 e sus, în dreapta, penultimul, înainte de 3. Balsam de unghii și mâini cu argan, cu ulei de argan. 17, unde ești tu, 17? 17 e colțul dreapta jos. Este un gumaj de corp cu vanilie. Este după 8. Crema de picioare cu portocală. Am avut ceva crema de apriculeț de domn, așa, 19, sus după 6. Avem aici ceva cu cum se zice? Nu știu țel. Și trebuie la 12, ceva cremă de față. Cum o știu țel? 20. Am aici o loțiune de corp cu migdală. 21, unde ești tu? Sus 21, după 2. Ceva fluid cu, cum se zice, cu asta e fluid față cu mușețel. Aici ce am avut? 21. 22 este jos. Tot ceva cu cel de duș cu sclipiș, ceva cu chestia aia pe care eu nu știu să o pronunț, nu nimic am. Și noi am 23, da, tot jos, 23. Este un peeling cu migdală. 24. Curioasă. 24. V-am zis că de domni a fost cea mai mare, a fost singura țeapă. A fost mare. Și 24.
ceva masă cu aloe vera. Mască de față cu aloe vera. Deci astea sunt produsele. Sper că v-am curioși și ne vedem.